Mulți dintre noi au auzit măcar o dată balada Miorița, versiunea culeasă de Vasile Alexandri. Dar cunoaște cineva că mai sunt alte 50 de variante colectate de către o figură marcantă în istoria folcloristicii, Tatiana Gălușcă. Suntem în satul Izvoare, unde la 31 decembrie 1913 s-a născut remarcabila folcloristă, publicistă, prozatoare și nu în ultimul rând profesoară cu vocație, Tatiana Gălușcă. În perioada 1920-1923 a învățat la școala primară din sat. Pe atunci școlile din Basarabia aveau profesori talentați și foarte bine pregătiți. Cine încă nu știe, să întrebe de cei mai în vârstă ce valoare aveau câteva clase făcute la români. După ce a terminat cele 4 clase în satul natal, Tatiana Gălușcă și-a făcut studiile la Liceul de Fete din Bălți, dar și-a luat bacalaureatul la Liceul Doamna Oltea din Iași. Tot la Iași avea să urmeze Facultatea de Litere și Filozofie, unde i-a fost cultivată dragostea pentru folclor. Tatiana Gălușcă, băștinași din satul Izvoare, împreună cu soțul Ion Crșmaru, au avut 2 ficiori, Ion și Alexandru, și știu că a mai avut și un frate. În 1941 revine la Baștina, însă traiul pe meleagurile natale nu a durat mult. În 1944, odată cu ocupația sovietică, pentru basarabeni acasă nu mai era ce a fost mai înainte. Ajunsă în România, se angajează profesoară de limbă română, dar pe lângă activitatea didactică, își continuă activitatea de cercetător. Pe acest loc, acum câteva decenii, era situată casa Tatianei Gălușcă. Vremea nemiloasă a șters orice urmă a construcției. La câțiva metri însă este situat căminul cultural, unde a fost amenajată o sală muzeu în memoria sa. Aici este locul unde s-a născut Tatiana Gălușcă, aici au trăit părinții. Părinții lui Tatiana Gălușcă au fost țărani, s-au ocupat cu agricultura și creșterea vitelor. Viața la țară i-a permis Tatianei Gălușcă Crișmaru să cunoască folclorul românesc la el acasă. A efectuat numeroase expediții, descoperind peste 50 de variante ale baladei Miorița și alte numeroase perle din folclorul românesc, căruia i-a dedicat întreaga sa viață. Tatiana Gălușcă Crișmaru a trăit tragedia românilor basarabeni, a tuturor românilor. Nu și-a mai putut vedea locurile dragi decât foarte târziu, peste 47 de ani, în 1990, când locuitorii din Izvoare au declarat-o cetățean de onoare al satului. Despre această întoarcere acasă avea să mărturisească. Revenirea mea acasă a fost un eveniment care m-a cutremurat în așa măsură încât o lună de zile nu mi-am revenit în fire. Tot cu voi eram și numai pe voi vă vedeam. Scump e acest pământ, eroic e acest popor. E basarabean că dus și folclorul, dus chiar de la început, întâi la Bălți o învățat oricum, dar urmă plecat la Iași, la România. Și s-au grămădit lucrurile, erau lucrurile grămădite. Dar eu înșețișorul cu conducătorul Casei Cultură, care am lucrat mai înainte, am început a face, deși să nu facem muzeu Casă de Cultură, dacă într-adevăr cânt și folclore și frumoasă cartea este, aia mi-a dat-o de la Chișinău, că am fost la Chișinău cu concertul anume, aia mi-a chemat și am primit și cartea. Ansamblul Izvor are în repertoriul său 2 melodii după textele culese de folcloristă. Frunzulițe, foaie late, frunzulițe, foaie late, la cum e grave odată, lai, 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 lai. Marea folcloristă a cules folclor literar și muzical din ținutul Maramureșului, Transilvaniei, Banatului, Moldovei, Bucovinei, Basarabiei, Transnistriei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Pindului. Printre culegerile de folclor elaborate de Tatiana Gălușcă, care sunt considerate valori bibliofile basarabene păstrate peste hotarele țării, se numără folclor basarabean, folclor din Dobrogea, folclor român din Basarabia. Tatiana Gălușcă s-a stins din viață la 30 aprilie 1993 la București și a fost înmormântată la cimitirul de la Herăstrău.